Mergem în registrul educației, pentru că România educată are probleme din nou. Țara noastră ocupă ultimul loc la aproape toți indicatorii care măsoară calitatea și importanța educației în Uniunea Europeană. Datele au fost prezentate în ediția 2023 a Monitorului Educației și Formării, lansat pe 30 noiembrie la Bruxelles. Ne prezintă așadar clasamentul colega noastră Marina Filimon, jurnalist B1 TV, în direct în studio cu noi. Marina, bună dimineața din nou! Hai să vedem ce date ne-ai pregătit! Bună dimineața! În anul 2021, blocul comunitar și-a asumat o serie de obiective în ceea ce privește educația. Din păcate, România a eșuat la adoptarea acestor măsuri benefice pentru educație, întrucât țara noastră este cu mult în spatele statelor europene, iar în 6 din 7 cazuri România se află pe ultimul loc în clasament. În continuare, potrivit raportului, Uniunea Europeană și-a propus 7 obiective pentru anul 2030. Cel puțin 96% dintre copiii cu vârste între 3 și 6 ani să participe la programe de educație timpurie, grădinițe și creșe, în contextul în care media în UE era de 92,5%, asta în anul 2021. Rata părăsirii timpurie în școli să fie până în 2030 sub 9%, amintind că media în UE în 2022 era de 9,6%. Un alt obiectiv este ca rata tine de peste 15 ani care au competențe scăzute în citire, matematică, științe, să fie până în 2030 mai mică de 15%, asta în contextul în care media UE la PISA în 2018 era de 22,5% la citire, 22,9% la matematică, iar la științe 22,3%. De asemenea, în continuare se dorește ca rata celor cu competențe digitale scăzute în clasa a 8-a să fie până în 2030 mai mică de 15%. Asta în contextul în care rata absolvenților de învățământ tehnic și vocațional să fie până în 2025 de cel puțin 60% în contextul mediei UE în 2022 de 60,1%. România însă este clasată pe ultimele locuri, cu câteva excepții la toate cele 7 capitole analizate în raport. În continuare, rata copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care participă la programe de educație timpurie la creșe și grădinițe în UE este de 92,5%, în România de 75,6%, asta clasând în ultimul loc în Uniunea Europeană. Rata de părăsire timpurie a școlii este de 15,6%, cu mult peste media UE, care este de 9,6% și peste ținta nivelului UE, care este sub 9%. Această rată este deosebit de ridicată în zonele rurale, de 24,5% și în rândul romilor cu 75%, asta clasându-ne din nou în Uniunea Europeană pe ultimul loc. Rata tinerilor de peste 15 ani care au competențe scăzute în citire, matematică și științe în UE era de 22,3%, iar media României la matematică este ultima din Uniunea Europeană, concret 46,6% dintre elevii de 15 ani care nu ajung să treacă nivelul analfabetismului funcțional, nivel 2 pe testele din PISA. Rata absolvenților din învățământul tehnic, în schimb, și vocațional, care beneficiază de expunere la învățarea bazată pe muncă în timpul educației și formărilor profesionale, este în România de 8,4%, fiind ultimul stat clasat în UE la acest indicator. În schimb, media UE este de 60,1%. În continuare, vorbim de rata tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, care au studii superioare, fiind de 24,7% față de media UE de 42%. La mare distanță de celelalte state, România este aici și ultima de data aceasta în UE.